Eu nu cunosc niciun ateu țigan. Eu cunosc doar țigani că atunci când vine vorba de Dumnezeu, acolo se termină totul. Și totul, mereu, țiganul are o chemare așa față de Dumnezeu. Și noi suntem singurul popor de lume care nu avem o țară. Și ca să ai o țară proprie, ar trebui să porți războaie și într-un mediu economic și să faci niște lucruri, să omori oameni și niște lucruri neplăcute în fața lui Dumnezeu. Sincer, eu cred că țiganii sunt un popor foarte iubit de Dumnezeu, dacă nu chiar poporul lui Dumnezeu. Pentru că Avram mergea cu cortul dintr-o parte în alta. Avea mai multe neveste. Ciudat. Ciudat. Poate greșesc, dar e doar o teorie. Nu mă băgați neapărat în seamă, da. Mereu mă frământă gândul ăsta. Nu cunosc țiganii atei. Încă o chestie foarte bizară e că pe noi ne-a băgat în lagăr cu evrei. De ce ne-a băgat pe noi poporul, adică se știe despre evrei deja că sunt poporul lui Dumnezeu. Dar pe noi de ce ne-a băgat în lagăr cu evrei? Pentru că noi n-am fost niciodată buni la, nu știu, pe evrei a băgat că erau niște buni cărturari, erau niște buni, noi țiganii n-am fost niciodată buni, am fost bun la cântat și atât, și eram talentați. Pe noi de ce ne-a băgat? Bă, puneți-vă niște întrebări, adică diavolul ăsta are ceva cu noi, ascultă-mă ce vă spun. Eu îmi pun niște întrebări acum. Am niște teorii acum în cap. Mi-e și rușine să răspund, mi-e rușine. Mi-e frică să spun aceea că mă judecă alți oameni. Da, eu cred cu totul că suntem special și cetățenia noastră nu e aici. E acolo.